Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea aduce în atenția celor interesați că, de la data de 1 ianuarie 2023, la transferul dreptului de proprietate asupra construcțiilor și terenurilor de orice fel, fără construcții, contribuabilii datorează un impozit. Aceștia trebuie să plătească o cotă de 3%, respectiv 1% din valoarea tranzacției. Venitul din transferul proprietății imobiliare din patrimoniul persoanei, foarte multă lume nu știe, s-a introdus o prevedere pentru veniturile obținute din transferul dreptului de proprietate, adică dreptul de proprietate, orice vânzare pe care o faci de o persoană fizică și a dezmembrămintelor acestuia prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, se va datora impozitul după cum urmează. 3% pentru construcție de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și pentru terenurile de orice fel fără construcții deținute pe o perioadă de până la 3 ani, adică dacă ți-ai cumpărat un apartament și vis până în 3 ani de zile, plătești 3% din valoarea lui, că se consideră că e un act de comerț. 1% pentru imobilele. Este tot în lume, așa să știți. Și aceste venituri, 50% se va veni la bugetul de stat, iar 50% se duc la UAT-uri, unde este activul care este care se vinde. Și 1% pentru imobilele de mai sus deținute pe o perioadă mai mare de 3 ani. Se elimină astfel plafonul neimpozabil, era un plafon impozabil de 450.000 de euro.